Hotărârea din octombrie 2022, prin care a fost prelungită cu un an perioada prin care primăria Ploiești putea să folosească fondurile din creditul BCR pentru cofinanțarea unor proiecte europene, a fost atacată în contencios administrativ. Într-adevăr, în data de 4 aprilie a fost formulată și depusă acțiunea la instanța de contencios administrativ, adică la Tribunalul Prahova, acțiune prin care s-a solicitat anularea respectivului act. Importanța majoră a creditului a fost motivul care a dus la 6 luni de așteptare. Încă suntem în termenul legal de a fi atacat acest HCL. Nu a fost luată mai devreme această decizie, deoarece instituția prefectului a avut în vedere importanța majoră a creditului, care urma să fie folosit pentru investiții în folosul comunității și al cetățenilor Ploieștiului. În tot acest timp, Consiliul Local Ploiești a avut posibilitatea să revizuiască hotărârea, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Consiliul Local al Municipiului Ploiești a avut posibilitatea să revină asupra acestui HCL. Acest lucru nu s-a întâmplat. În urmă cu doar 2 zile, Consiliul Local Ploiești a avut spre dezbatere un proiect de hotărâre prin care s-a propus modificarea acestui act legislativ local. Aleșii au motivat aspecte de ilegalitate în contextul în care prelungirea a generat și un comision perceput de către bancă, dar care nu s-a regăsit și în hotărârea propriu-zisă, astfel că nu au votat respectivul proiect HCL.